Cei aproximativ 2,2 milioane de români care trăiesc și muncesc în Anglia de ani de zile se pronunță categoric pentru rămânerea țării adoptive de peste canalul Mânecii în Uniunea Europeană, dar din păcate ei știu că prea puțin contează acest lucru și că rezultatul referendumului din 23 iunie care se desfășoară în Regatul Marii Britanii depinde doar de englezi, împărțiți în două tabere. Una pentru rămânerea țării în Uniunea Europeană, alta pentru ieșirea acesteia în afara comunității. Printre ei se numără și romașcanul Marian Oprina, care trăiește și muncește de 10 ani în construcții în Marea Britanie. Atitudinea românilor, vă dați seama că nu este pro-Brexit, pentru că oricum avem o grămadă de restricții și de piedici, aș ca să le spun. Ideea e că prea puțin depinde de diaspora românească din Anglia. Muncitorii noștri sau cei care au viză de muncă pot participa la acest referendum? Da, atâta timp cât sunt înregistrați legal la toate oficiile de muncă, de... în fine. Să fie ok cu actele, pot participa la referendum. Rezultatul referendumului din 23 iunie, care se desfășoară în Regatul Marii Britanii, depinde doar de englezi, împărțiți în două tabere. Una pentru rămânerea țării în Uniunea Europeană, alta pentru ieșirea acesteia în afara comunității. N-aș putea să vă spun procentual, dar tot ce pot să vă spun că majoritatea covârșitoare a prietenilor mei sunt contra ieșirii, sunt anti-Brexit. Care este poziția societății londoneze? E cam greu să vă spun, pentru că nici ei nu sunt foarte, foarte obiectivi. Aseară, spre exemplu, tabăra anti-Brexit avea un procent peste cea pro-Brexit, dar tot îi spuneau că procentajul ăsta, 1-2%, să modifică în permanență, chiar de la oră la oră. Peste 30% dintre britanici sunt indeciși, aceștia urmând să facă diferența în cabina de vot și să hotărască dacă Anglia va rămâne sau va ieși din Uniunea Europeană. Problema e că 30% din cetățeni sunt indeciși și probabil aceștia vor face diferența. Dar care sunt motivele pentru care, de fapt, o parte din britanici doresc ieșirea Angliei din Uniunea Europeană? Sunt argumentele pro și contra. Contribuie cu, am înțeles, aproximativ 2 miliarde de euro săptămânal la fondul Uniunii Europene. Aproximativ 2 miliarde, deci... Sunt niște bani în care ei spun că ar putea să facă o grămadă spitale, de școli în folosul comunității, dar banii ăștia împărțiți la numărul de locuitori rezultă undeva la o sumă de parcă 200 și de lire pe cap de locuitor pe an, ceea ce e mult sub țările nordice, spre exemplu, care au undeva la 300. Deci, raportat la numărul de locuitori, nu e suma impresionantă, dar... Conform profesorului Vasile Pușcaș, unul dintre negociatorii intrării României în Uniunea Europeană, Marea Britanie ar avea de pierdut de pe urma unei decizii a Londrei de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană. Acesta analiza încă de acum câțiva ani cele două variante ale unui astfel de scenariu, constatând că trezoreria britanică în prima instanță a ieșirii Angliei din Uniunea Europeană ar aduna o sumă suplimentară provenită din contribuția Marii Britanii la bugetul Uniunii Europene, sumă care ar putea fi îndreptată spre investiții în domenii sociale, infrastructură, servicii și ar putea fi raportată la capitolul avantaje ale ieșirii din Uniunea Europeană. Doar că după aceea ar urma dezavantaje enorme din reacțiile structurilor integrate ale piețelor europene, ce ar afecta starea socială și economică a țării, care ar fi resimțite negativ de către cetățenii britanici, facilitând propagarea discursurilor politice xenofobe, naționaliste, izolaționiste, anti-europene și altele. Relațiile comerciale ar putea înregistra, conform lui Vasile Pușcaș, anumite fracturi, iar piețele financiare europene ar fi zdruncinate puternic de ieșirea Angliei din Uniunea Europeană.